1900 de militari americani din Fort Hood, Texas, au venit în Europa pentru a întări securitatea Alianței. Militarii și echipamentele lor sunt acum într-o bază din Belgia, însă în curând vor pleca spre Germania, unde unitatea americană și are cartierul general. Americanii au adus cu ei 700 de vehicule și 89 de elicoptere de transport și de atac.